Bună dimineața! E tare bine să ne începem ziua cu vești bune, iar noi de asta suntem astăzi live, pentru că avem o veste bună pentru voi. Se lansează în România un nou dispozitiv de contracepție intrauterină. Este vorba despre steriletul IUB Balerin și el este revoluționar pentru că... Sunt două motive pentru care este revoluționar. Odată, pentru că are o formă sferică și este nemai întâlnită la dispozitivele deja existente pe piață și, în al doilea rând, pentru că nu conține hormon, ceea ce este un lucru foarte important și o să aflăm mai târziu și de ce. Discutăm, deci, despre cum să evităm o sarcină nedorită cu ajutorul steriletului, iar despre el, de la ce este, din ce materiale este făcut, cum se montează, cui și când este recomandat, ce trebuie să facem înainte, dar și ce trebuie să facem după, dacă are efecte adverse. Toate acestea le vom afla astăzi de la invitatele noastre. Este vorba despre doamna profesor dr. Claudia Mehedințu, care este medic primar, obstetrică, ginecologie. Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră să lansăm acest dispozitiv intrauterin. Și noi ne bucurăm tare mult. Cea de-a doua invitată este doamna doctor Diana Mihai, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să aibă loc acest eveniment pentru a ajuta femeile de diverse vârste, o să discutăm imediat, dar și îmbunătăți calitatea vieții cu acest dispozitiv. Exact. Live-ul de astăzi este oferit de cei de la Dux Pharma Solutions, care, așa cum spunea și doamna doctor, își doresc tare mult ca aceste informații educative, dar și vestea despre noul sterilet să ajungă la cât mai multe femei, pentru că ele, de fapt, ca noi să putem alege în cunoștință de cauză și să alegem varianta cea mai bună pentru corpul nostru. Aș vrea să începem cu o definiție simplă a steriletului, să înțelegem cu toții ce este el, doamna doctor Mehedințu. Ce este, de fapt, steriletul? Steriletul este un dispozitiv care se inseră intrauterin și care asigură o contracepție de lungă durată, majoritatea fiind valabile timp de 5 ani în condiții de siguranță. Și, nu în ultimul rând, este o metodă reversibilă, adică în secunda în care pacienta dorește să-și recapete fertilitatea, se extrage acest dispozitiv intrauterin, acest sterilet. Oferă accesibilitate pacientelor și, practic, nu mai stau cu gândul că trebuie să-și administreze pilula zilnică sau să utilizeze metode de barieră, cum ar fi prezervativul sau alte metode contraceptive. Odată inserat, este suficient să-și facă un control anual. Dar o să vorbim detaliat pe parcursul trecerii. Exact. Eu sunt tare curioasă. Contraceptivă, de lungă durată și reversibilă. Perfect. Sunt curioasă care este situația în România, dacă știu femeile despre sterilet, dacă sunt deschise la idee. Doamna doctor Mihai, care este situația? De obicei, femeile din România încă au anumite preconcepții despre sterilet. În primul rând, le este teamă de durere. Asta este primul lucru când le recomand un dispozitiv intrauterin. Spun, da, dar am auzit că este foarte, foarte dureroasă inserția. Am prietene, am rude care mi-au povestit că este mult prea dureroasă. Într-adevăr, putea fi vorba despre această situație neplăcută la alte sterilete. În schimb, cu steriletul Balerin chiar am avut surpriza să văd că este total nedureros. Într-adevăr, apropo de această durere, le dau cu o zi înainte supozitoare cu antiinflamatorii și în ziua respectivă de asemenea și le recomand și misoprostol intravaginal care ajută la deschiderea colului. Iar în momentul în care facem această procedură, în ultimele zile de menstruație, când orificiul cervical este oricum mai deschis, atunci pacientele, inclusiv paciente care nu au avut nașteri, care nu au avut nașteri prin nici naturale, nici nu au avut sarcini, mi-au spus că a fost nedureroasă această procedură. De asemenea, durerea poate să mai apară în momentul în care aplicăm pensa la nivelul colului. Eu de obicei nu o utilizez. Dacă pacienta are un uter AVF, este anteversoflexat, lăsăm pacienta cu vezica ușor mai plină pentru a ajuta la o mai bună poziționare a uterului și cu asistenta îmi oferă ajutorul prin apăsarea la nivelul abdomenului, astfel încât pot să introduc steriletul fără pensă pe col. Deci, apropo de această frică a lor de a avea durere,
Să știți că nu mai este cazul, cu acest rileș și foarte mic și cu o formă specială, durerea nu mai e prezentă. O altă teamă este cu referire la riscul de perforație, riscul de sarcină, riscul de sarcină extrauterină și riscul de expulzie a steriletului sau de malpoziție, de modificarea poziției acestuia, astfel încât nu îi va mai oferi contracepție pacientei. Având în vedere că steriletul barelin are o formă sferică, riscul de malpoziție nu mai este prezent, așa cum era în cazul steriletelor clasice. De asemenea, riscul de performanță și extrauterină este foarte, foarte redus, de sub 0,5%. Haideți să ne întoarcem la motivul întâlnirii noastre de astăzi, și anume la steriletul IUB Balerin. Să-l descriem puțin. Doamna doctor Mehedințu, care este diferența dintre IUB Balerin și celelalte dispozitive existente? IUB, după cum îi spune și din denumire, IUB înseamnă intrauterin ball, adică el practic este format dintr-un fir de nitinol care îi face, îi dă lui această caracteristică specială. Nitinolul acesta este un amestec din nichel și titanium, folosit inclusiv la stenturile cardiace. Și ce are specific acest fir de nitinol, în secunda în care este inserat în corpul uman, la temperatura noastră de 36-37 de grade, își ia forma la care a fost setat din fabrică, respectiv această formă elipsoidală sferică. Pe acest fir de nitinol sunt aceste perle, le spunem noi, de cupru, care secretă ion de cupru activ la nivelul cavității uterine și practic își manifestă prin această descărcare de cupru, este efectul lui contraceptiv. Acest cupru descărcat local la nivelul cavității uterine întreține o inflamație sterilă a endometrului, deci a mucoasei care se descoamează la menstruație și practic nu avem un endometru bun pentru a recepta o sarcină, să se nideze. Ionii de cupru la nivelul canalului cervical fiind prezenți împiedică ascensiunea și progresia spermatozoizilor din vagin prin col și în același timp împiedică și captarea ovocitului, pentru că sarcina se formează, după cum bine știm, în treimea externă a trompei, după care se implantează la nivel uterin. Și nu în ultimul rând, prin dimensiunea care o are și prin forma lui sferică, ocupă perfect cavitatea uterină și practic împiedică nidarea sarcinii, că acesta este mecanismul lui de acțiune. Nefiind hormonal, după cum spuneați și dumneavoastră, pentru că există dispozitive pe piață hormonale, două tipuri avem în România, care descarcă o anumită cantitate de levonorgestrel, fiind o progestină, în funcție de caracteristicile fiecăruia, dar aceste dispozitive le recomandăm mai mult pentru pacientele care au menstruații abundente. Pentru acest lucru au fost aceste dispozitive create. IUB Balerin este creat în mod special în scop contraceptiv, deci oferă contracepție. Nu este un sterilet hormonal și nu putem să-l folosim în tratamentul menoragiilor, vetroragiilor. Perfect. Aceasta era și întrebarea Mădălinei Drăgoi de la CSID. .ro, care ne întreba cum funcționează. Ne-ați explicat deja destul de detaliat cum funcționează. Pentru că ne aflăm într-o conferință de presă, iată, cu participarea publicului larg, avem deja foarte multe întrebări de la jurnaliști. Și aș vrea să continui cu întrebarea de la Claudia Georgevici de la Click Sănătate, care ar vrea să știe care sunt avantajele. Am vorbit despre cum funcționează, dar care sunt și avantajele față de alte metode de contracepție. Doamna Mihai? Sigur. Primul lucru care mi-a plăcut la acest sterilet a fost că, datorită formei pe care îl are, riscul de a se înclava în peretele uterului și a se bloca este foarte redus, este inexistent practic. M-am întâlnit de multe ori cu dispozitive intrauterine blocate. Dispozitivul normal, clasic, are o formă de T și are două brațe. Aceste brațe pot să intre în peretele uterului, se pot, poziția acestuia poate coborâ de la nivelul unde a fost inserat și se poate bloca.
trebuie făcută ulterior o intervenție chirurgicală cu anestezie numită histeroscopie, prin care se extrage acel sterilet și uneori acesta poate și perfora uterul, adică să iasă prin mușchiul uterin și să producă alte complicații. Având în vedere că noi avem un sterilet cu formă sferică, riscul de perforație și de malpoziție nu există, iar în momentul în care extragem acest sterilet, riscul ca un braț să se rupă, cum era în cazul steriletelor clasice, nu există, pentru că el are cu totul altă formă. Un alt avantaj este, după cum am spus, inserția mult mai facilă și nedureroasă, dimensiunea acestuia care este mai mică și protecția pe care steriletul o oferă. Materialele utilizate, de asemenea, sunt de o calitate superioară și acest, după cum a zis și doamna profesor, despre firul de nitinol, este utilizat de o lungă perioadă de timp în stenturile cardiace. Putem astfel să ne dăm seama că este un material de o calitate foarte bună. Perfect, vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Le dau un pic la avantaje. Vă rog. Dați voie, pe lângă avantajele pe care le oferă comparativ cu celelalte dispozitive de care a zis Diana în formă de T, mai are marele avantaj că pacienta nu trebuie să stea stresată, cum vă spuneam la început, să își administreze pilula contraceptivă zilnică, iar pilula contraceptivă este grevată de mult mai multe reacții adverse, pentru că este totuși un preparat hormonal. Sunt foarte multe paciente care sunt reticente la pilulă și pilula oricum nu putem să o administrăm pacientelor peste 35 de ani cu atâta ușurință, mai ales că foarte multe femei fumează și fumatul induce o stare de hipercoagulabilitate a sângelui pe lângă pilulă. Este foarte ușor să-ți inseri un sterilet și să nu mai ai treabă 5 ani de zile, comparativ cu a folosi, de exemplu, sunt preparate farmacologice în farmacii care le administrezi intravaginal înainte de contactul sexual cu un sfert de oră, trebuie să stai să aștepți, sau diafrag sau prezervativ, deci oferă o mult mai mare comoditate, ca să zic așa, și o mult mai mare ușurință și laxitate în desfășurarea calității actului sexual, că nu mai stau cu grijă. Exact. Are o rată foarte bună de protecție de peste 99% și dacă ne gândim la prezervativ, de exemplu, în mod teoretic are o rată de protecție de 98%, dar în viața de zi cu zi, undeva la 80%-82% oferă protecție, deoarece partenerii nu îl folosesc corespunzător, nu îl aplică corespunzător, nu îl utilizează de la începutul activității intime, astfel încât rata de protecție este mult mai mică în cazul acestui contraceptiv pe bază de prezervativ și, de asemenea, în cazul contracepții orale combinate, care prezintă și alte dezavantaje, după cum a spus și doamna profesor. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că în 5 ani, durata de viață a steriletului, femeia ar trebui să ia aproximativ 1300 de pastiluțe zilnice. Este de înțeles faptul că poate uita anumite comprimate și astfel încât rata de eșec în contracepție scade de la peste 99% la aproximativ 91%, deoarece, deci practic 10% dintre paciente vor avea o sarcină nedorită în perioada în care utilizează contracepție orală combinată, deoarece ori uită o pastilă, ori, de exemplu, iau anumite antibiotice sau medicamente care pot scădea eficacitatea, sau prezintă episoade de vărsături care, de asemenea, scad eficacitatea contraceptivelor. Astfel încât ne putem da seama că un avantaj major este rata de contracepție de peste 99% în ceea ce privește dispozitivul intrauterin, Valerie. Mulțumesc tare mult. Mirela Barbă de la Libertatea pentru Femei și Luminița Tăbăran de la revista Femeia au două întrebări, aș spune eu, complementare. De asta aș vrea să le citesc împreună cumva. Mirela ne întreabă dacă poate fi utilizat și de către femeile care nu au avut nicio sarcină, iar Luminița ne întreabă când este recomandat, dacă doar după sarcină sau și înaintea ei. Prin urmare, când este recomandat să se monteze steriletul? Dispozitivul intrauterin poate să fie montat și la pacientele care nu au născut niciodată. Acest mit a fost demolat cu mult timp în urmă.
și s-a creat, deci în anul 1909 a fost inventat primul dispozitiv intrauterin care era pe bază de intestin de vierme de mătase. După care în anii 60 a apărut steriletul cu cupru și atunci scria clar în prospect că nu se montează la pacientele care nu au născut niciodată. De ce? Pentru că pacientele care nu au născut niciodată au un col stenotic, spunem noi, este un col prin care se trece cu foarte mare dificultate și dacă medicul nu are o experiență, există foarte mare riscul de perforație și de foarte multe ori medicii evită să monteze sterilete, mai ales cele în formă de T, la pacientele care nu au născut, pentru că le este frică de această inflamație locală a endometrului și a brațelor care se deschid la nivelul coarnelor uterine să nu provoace leziuni secundare și pacienta practic să pacientei să-i fie afectată fertilitatea, pentru că dimensiunea steriletului nu ține cont de cum a născut femeia, că a născut vaginal sau a născut prin operație cezariană, ci ține cont de câte sarcini a avut. Pentru că această lățime a uterului, care se calculează ecografic foarte simplu, de la un corn la altul, în medie este de 25 de milimetri, ca să vă faceți o idee, deci 2 cm și jumătate. Iar dispozitivele în formă de T, majoritatea au o dimensiune de 30, chiar 32 de milimetri, pe care noi le adaptăm în funcție de fiecare pacient în parte, în funcție de numărul de sarcini pe care le-a avut. Pentru că fiecare sarcină lasă o amprentă asupra uterului și automat dimensiunea uterului crește de la o sarcină la alta, deci lățimea crește. La pacientele care sunt nulipare, deci care nu au născut, vă dați seama că lățimea uterului lor e clar sub 25 de milimetri și atunci când vii și pui un sterilet care e cu 5 milimetri mai mare, aceste brațe în T, cum vă explicat Diana, se inclavează la nivelul coarnelor uterine. Uterul nu este un organ static, deci nu stă pe loc, prezintă contractilitate și prezentând contractilitate, practic el mișcă și steriletul odată cu contractilitatea lui și există riscul să se formeze mici leziuni și mici aderențe și astfel să fie împiedicat procesul viitor pentru a obține o sarcină. Pe când cu steriletul IUB, care are formă sferică, care se adaptează perfect cavității uterine, cavitatea nu este 2D, e 3D, deci este o cavitate virtuală de 3D, practic perlele de cupru se așează perfect în endometru, fără să fie această penetrare la nivelul coarnelor uterine. Deci acest mit a fost dărâmat pe parcurs. Eu una insert dispozitiv intrauterin și la pacientele care nu au născut. În schimb, este foarte important să le consiliem pe aceste paciente în ceea ce privește bolile cu transmitere sexuală, pentru că riscul este foarte mare la aceste paciente cu sterilet de a face infecție dacă partenerii sunt multipli, dacă apar boli cu transmitere sexuală, pentru că orice microorganism poate să ascensioneze pe firul de la sterilet, pe sterilet în cavitatea uterină și să provoace infecții. Și infecția este încă un factor de risc pentru afectarea fertilității. De aceea se recomanda ca steriletul să fie montat la pacientele care au născut o dată, de două ori, de trei, de zece ori, pentru că, în general, aceste paciente au o viață sexuală stabilă. La tinere e clar că e o viață sexuală tumultoasă și partenerii pot să fie mai mulți și să se schimbe că o relație nu merge. Dar se poate insera și la pacientele care nu au născut. Perfect, am înțeles cum e situația pe partea de sarcină. Cred că este foarte important să menționăm și faptul că steriletul nu are și alte roluri, ci el protejează doar împotriva unei sarcini, nu protejează împotriva HIV sau a bolilor cu transmitere sexuală. Exclus. Exact. Ne mai întreabă Mirela dacă atunci când vorbim despre vârstă există niște reguli sau recomandări. Putem să utilizăm acest sterilet la orice vârstă, depinde de cadrul pacientei. De exemplu, pe de o parte, sub 25 de ani, la pacientele sub 25 de ani s-a observat că există o rată de expulzie ușor mai mare față de introducerea steriletului la pacientele peste această vârstă și, de asemenea, pacientele care nu au născut au o rată ușor mai crescută de expulzare a acestui dispozitiv.
dar dacă pacienta efectuează examene ginecologice anuale, de asemenea poate să-și verifice acel fir să vadă că lungimea lui este aproximativ la fel, nu va avea această problemă. Apropo de vârstă, în România trebuie să precizăm faptul că în România există, suntem pe un loc fruntaș în ceea ce privește sarcinile nedorite la paciente tinere, inclusiv la paciente adolescente. De asemenea, suntem pe un loc fruntaș la avorturi la cerere. Am paciente care vin și îmi povestesc că noi, în examenul ginecologic, tot timpul întrebăm câte nașteri și câte avorturi aveți. Și am paciente care au avut și 20-30 de întreruperi de sarcină. Automat crește, pe de o parte, riscul de infecție și, pe de altă parte, la pacientele care au întreruperi de sarcină, crește riscul de infertilitate. Poate fi afectată calitatea endometrului, iar domeniul meu principal de activitate este infertilitatea. De aceea vreau să atrag atenția pe de-o parte asupra faptului că mai bine punem un dispozitiv intrauterin la o vârstă mai tânără, mai ales la pacientele din medii defavorizate, care nici nu au educația necesară și nici nu au posibilitatea de a discuta cu partenerii pe care au despre metode de contracepție, astfel încât montarea unui sterilet le-ar ajuta în prevenția obținerii unor sarcini multiple și nedorite. Pe de altă parte, e important ca înainte de poziționarea acestui dispozitiv să facem, eu le fac tot timpul pacientelor pe lângă Papanicolau, secreție și cultură și analize pentru micoplasma, ureaplasma și clamidia, deoarece în România sunt mult mai frecvente decât s-ar crede, fiind și niște boli care de obicei sunt asimptomatice. Pacienta nu se plânge de nimic sau partenerul, dar ulterior în timp va cauza infertilitate. Și dacă recoltăm și aceste analize înainte de montarea steriletului și apoi anual, pacienta este protejată de o posibilă boală inflamatorie pelvină, dar sigur că da, dacă pacienta are un alt partener, poate utiliza pe lângă și o metodă de barieră în cazul în care se gândește că ar fi vreo problemă. Perfect. O să continuăm cu o serie de întrebări tot de la Mirela Barbă de la Libertatea pentru Femei. Doamna doctor Mihai, ne întreabă Mirela dacă poate fi utilizat și în cazul menstruelor neregulate. Dacă pacienta dorește, trebuie, bineînțeles, prima oară să diagnosticăm care este motivul acestor menstruații neregulate. Poate fi o problemă la o disfuncție ovariană, care trebuie investigată, deoarece menstruația poate fi doar semnul extern al modului în care funcționează organismul din punct de vedere hormonal. Și atunci pacienta va trebui echilibrată din punct de vedere hormonal, în primul rând pentru sănătatea ei pe termen lung, bineînțeles. În ceea ce privește alte cauze de menstruații neregulate, poate fi o afectare la nivelul colului, care va trebui investigat prin examen Papanicolau, genotipare de HPV, colposcopie sau orice altă metodă în acest sens. Deci, întâi trebuie pus un diagnostic corect în ceea ce privește motivul pentru care menstruația este neregulată, să încercăm să echilibrăm organismul, astfel încât pacienta, să, din punct de vedere hormonal, să fie în regulă, și putem utiliza și steriletul. Deci, steriletul nu îi va regla ei menstruația. Nu îi va determina un tratament al menstruației, care trebuie efectuat prin alte metode, dar poate fi utilizat și în aceste cazuri. În cazul pacientelor care au menstruații abundente, cum le numim noi menoragii, sau menstruații neregulate, sau metroragii în sângerări în afara ciclului menstrual, riscul de expulsie a acestui dispozitiv s-a dovedit a fi mai crescut. Însă poate fi utilizat și trebuie să ne referim mereu la particularitatea cazului fiecărui pacient. Ne întreabă Mirela ce tip de investigații trebuie făcute înainte de utilizarea steriletului, de orice tip, ne întreabă ea. Ne-ați vorbit puțin despre asta, aș vrea să le mai spunem o dată așa pe scurt și ne întreabă dacă se recomandă și un test pentru alergii. Da, a punctat foarte bine cu testul pentru alergii, pentru că sunt paciente care sunt alergice la cupru și automat nu mai putem să inserăm acest dispozitiv intrauterin, pentru că clar vor dezvolta alergii în timpul în care îl utilizează. Dar doar alergia pentru cupru. Dacă se știe alergică la cupru, în general pacientele se cunosc foarte bine și ele știu la ce sunt alergice și la ce nu sunt alergice.
Iar ca pachet, ca să spunem așa, înainte să montăm un sterilet, evident că pacienta trebuie să beneficieze de un consult ginecologic în care noi recoltăm o secreție vaginală, culturi din col și Babeș Papa Nicolau și completat cu un examen ecografic. Este foarte important pentru că la ecografie ne dăm seama de poziția uterului și astfel în momentul inserării știm exact în ce direcție ne îndreptăm cu steriletul și să scădem riscul de perforație, dar evaluăm și grosimea endometrului, ne dăm seama dacă pacienta are la nivelul cavității uterine prezența de polipi endocavitari sau de mioame, de fibroame, cum se știe în termeni populari, pentru că la aceste paciente este contraindicat să inserăm un dispozitiv atâta vreme cât cavitatea uterină este ocupată. Și se evaluează foarte bine și anexele, pentru că pacienta poate să aibă, de exemplu, un acces tubo-ovarian pe care îl duce pe picioare, deci practic nu știe că are o infecție la nivelul trompei și ovarului și introducând steriletul putem să-i facem mai mult rău decât bine. Deci examenul trebuie să fie complet, examen ginecologic, examen ecografic, recoltare de Babeș Papa Nicolau, secreție vaginală și cultură din col. Eventual și o hemoleucogramă pentru că ne dăm seama din o simplă analiză de sânge cum stăm cu leucocitele și dacă este o infecție pe undeva să o căutăm pe unde este. Deci acesta este pachetul minimal punctat ca să fim safe și noi și pacienta. Perfect, mulțumesc mult. Există totuși riscul ca steriletul să cadă sau să se deplaseze fără ca pacienta să-și dea seama? Da. Există acest risc și, în general, se produce cu o menstruație care este abundentă. Pentru că el, descărcând cuprul local și întreținând o inflamație locală la nivelul endometrului, automat dă o menstruă un pic mai abundentă decât normalul. Deci noi când alegem un dispozitiv intrauterin, trebuie să stăm de vorbă cu pacienta și să o întrebăm despre caracteristicile menstruației ei. Pentru că dacă are o menstruație abundentă, nu inserăm un dispozitiv intrauterin care elimină ion de cupru, îi punem celălalt tip de dispozitiv care secretă progestină la nivelul cavității uterine. Pentru că există acest risc de expulzie cu o viitoare menstruă care este abundentă, eventual elimină un cheag mare și în acel cheag se află și steriletul și nu-și dă seama că l-a pierdut. Dar poate să verifice foarte ușor, printr-un simplu tact vaginal, să-și dea seama dacă mai simte firele la nivelul colului sau nu. Pentru că atunci când îl inserăm, tăiem firele la o distanță de 1,52 cm față de orificiu extern al colului, iar pacienta simte acele fire în vagin. Și care sunt riscurile dacă el se deplasează? Poate își pierde din eficacitate sau ce se întâmplă? Poate nu cade, doar se deplasează de la locul dacă potrivit. Dacă se deplasează, este clar că își pierde din eficacitate, pentru că dacă vine în jos, lasă cavitate endometrială liberă în partea de sus și pacienta poate chiar să rămână însărcinată. Și au fost cazuri cu sarcină, cu dispozitiv intrauterin care a migrat la nivelul colului sau ismic mai jos spre col. Deci, în principiu asta se poate întâmpla, să nu mai aibă efectul dorit. Deci nu mai are scop contraceptiv și pacienta poate să rămână însărcinată. Când ar trebui scos steriletul? E în funcție de tipul de sterilet, acesta despre care vorbim astăzi are o durată de viață de 5 ani, oferă atât protecție cât și siguranță pe această perioadă de 5 ani. Dacă pacienta între timp are o altă problemă, are o infecție, ceva se întâmplă, poate fi extras și un alt sterilet poate fi montat. După această perioadă de 5 ani, dacă nu au fost complicații sau contraindicații, se poate monta un nou sterilet în continuare. Există și femei care nu ar trebui să-l folosească sub nicio formă? Da, există paciente care au contraindicații absolute, cum le spunem noi. În general sunt pacientele care, din nefericire, prezintă malformații congenitale la nivel uterin. Deci, de exemplu, dacă avem un uter cu un sept care este prezent la nivelul cavității uterine, nu este corect să inseri un sterilet pentru că nu-l poziționezi clar unde trebuie sau este un uter bicorn, îl inseri într-o cavitate și o cavitate rămâne liberă și poate să apară sarcină în cealaltă cavitate. Deci pacientele cu malformații congenitale la nivel uterin
este o categorie. A doua categorie sunt pacientele care prezintă mioame submucoase, ce vă spuneam eu anterior, pe care le depistăm ușor la un examen ecografic, deci un fibrom în cavitate, pacientele cu polip, deci nu pot să utilizeze, pacientele la care au sarcini extrauterine în antecedente, îl punem, da, le urmărim un pic mai îndeaproape, nu neapărat o dată pe an, și dacă cumva le întârzie menstruația, le instruim să-și facă singure un test de sarcină acasă, pentru că riscul de a face o nouă sarcină extrauterină e mai mare decât la pacientele care n-au avut. Pacientele cu istoric de boală cu transmitere sexuală, e clar că e o contraindicație relativă. Dacă se stabilizează în relație și boala cu transmitere sexuală nu mai are, putem să inserăm un dispozitiv intrauterin. Și pacientele alergice la cupru, la care vă spuneam că e bine să nu-l inserăm, pentru că clar o să aibă probleme de genul alergiilor. Exact. Intră și uterul retrovers în categoria asta? Mă scuzați ce a zis? Vă rog. Întrebam dacă uterul retrovers intră și el în categoria asta. Nu are nicio legătură. În categoria în care ce am înainte să mă completez, am uitat, evident, cancerele din sfera genitală. Deci nu inserăm un sterilet la o pacientă care are orice formă de leziune precanceroasă la nivelul colului depistată prin Babeș Papanicolau, pe care v-am spus că îl facem anterior, sau dacă, Doamne ferește, are cancer de col sau cancer de endometru sau cancer de ovar. Deci cancerele în sfera genitală de asemenea pot să fie excluse din start, pacientele și hemoragiile care nu sunt diagnosticate, dar despre asta a vorbit Diana foarte bine. Poziția uterului nu are nicio relevanță, are relevanță doar pentru medic, pentru că este foarte important să știm poziția uterului în momentul inserției, pentru că dacă uterul este hiperanteversat, deci vine foarte mult în anterior spre simfiză și tu vii cu steriletul la nivelul colului și te chinui să treci, poți să perforezi. Pe când, cum spunea Diana, cu o mână suprapubian, tu ți-apeși pe uter și l-aduci în poziție intermediară, steriletul intră că el este drept. La fel, când uterul este retrovers și tu știi, adică e căzut în spate, practic tracționezi cu pensa de col și te duci cu steriletul înspre direcția uterului. Deci este foarte important să știm poziția pentru noi ca medici, ca să evităm perforația, care este complicația de temut în momentul inserției, pentru că poți să perforezi și să nu știi unde perforezi, poți să perforezi la nivelul fundului uterin și pacienta să n-aibă nicio problemă, sau poți să perforezi pe anterior, în general când e anteversat, perforezi pe posterior, când e retrovers, perforezi pe anterior și poți să te duci spre vezică, sau dacă perforezi ușor lateral, din păcate poți să prinzi un vas important, un ram al arteriei uterine, să se provoace o hemoragie rapidă și puternică în momentul inserției. Deci e foarte importantă poziția anteversat, retroversat sau intermediară doar pentru medic. Pentru pacientă, după ce este inserat, nu influențează cu absolut nimic. Am înțeles. O să revenim la Luminița Tăbăran de la Femeia, care ne întreabă dacă ai un astfel de sterilet cu fir de cupru, mai poți face CT sau RMN abdominal? Nu se poate face RMN-uri. La fel ca și la dispozitivele celelalte cu cupru. Deci, practic, el nu are un fir de cupru, are un fir de nitinol, dar are niște perluțe de cupru care sunt pe toată distanța acestui fir. Este recomandat înainte efectuării unui RMN, extragerea acestui sterilet și ulterior poziționarea unui nou sterilet. Mulțumesc! Ana Maria Tătucu, de la blogul Beauty Barometer, ne întreabă, după ce este introdus dispozitivul de către ginecolog, ce ar trebui să simțim? Cum ne dăm seama dacă ne simțim în regulă cu el acolo? Pacienta, apropo de primul lucru pe care îl simte, va fi firele. Iar dacă își face un tact vaginal, va simți acele două mici fire care nu o vor deranja, nu o vor jena. În cazul în care se întâmplă acest lucru, o durere sau un disconfort a pacientei sau al partenerului acesteia în momentul contactului intim, va anunța medicul și ele pot fi tăiate un pic mai scurt. În primele luni, de obicei cam în prima lună, poate exista o sângerare neregulată, care nu ar trebui să sperie pacienta, atât timp de obicei este ca un spotic, câteva pete de sânge roșu sau roz, se elimină în anumite zile, la fel nu ar trebui să sperie pacienta acest lucru.
o altă modificare ar putea fi o menstruație mai abundentă, în, de obicei tot la fel, în prima lună, până organismul se obișnuiește cu acest nou dispozitiv. Dacă nu este o menstruație foarte puternică și foarte dureroasă, la fel nu ar trebui să sperie pacienta, ea și poate, poate lua niște antiinflamatorii, dacă nu are contraindicații în acest sens. Cele mai bune sunt cele sub formă de supozitor care se introduc intrarectal și le poate utiliza cu o zi, începând cu o zi înainte de a veni menstruația, și vor reduce atât disconfortul cât și cantitatea de sânge menstrual. Dacă ulterior se vor prelungi aceste simptome de menstruații neregulate sau abundente sau un disconfort sau o durere, atunci dispozitivul ar trebui înlăturat. Eu, de exemplu, folosesc de peste 2 ani și nu am avut niciun fel de probleme de acest tip la acest tip de sterilet față de steriletele clasice pe care le utilizam anterior. Deci, atât timp cât pacienta își face analizele înainte, și de aceea tot repetăm acest lucru, pentru că e foarte important să facă analizele înainte de introducerea oricărui dispozitiv intrauterin, și forma acestuia și materialul din care este confecționat nu îi vor da riscul de a avea dureri sau sângerări neregulate sau abundente, este foarte redus. Pentru că tot e vară și călătorim poate mai mult decât în restul anului, mergem în vacanță, ne întreabă Ana Maria dacă putem călători cu avionul, dacă putem să facem în not, scufundări. Sigur că da, putem face orice dorim. Asta era tot ce ne doream să auzim. Sigur că da. Poate fi afectată menstruația, ne întreabă tot Ana Maria. Ați atins un puțin subiectul, dar haideți să-l mai clarificăm o dată, dacă poate da. Să întârzie sau din contră. A punctat foarte bine Diana că poate să fie afectată menstruația la început, mai ales când se adaptează steriletul în cavitatea uterină și până se obișnuiește și corpul cu descărcarea ionilor de sucru. Dar o afectează doar din punct de vedere al cantității, adică e un pic mai abundentă decât normalul cu care pacienta era obișnuită. Ca să provoace întârzieri sau dereglări, nu, pentru că nu este un sterilet hormonal, practic ovarele noastre funcționează la fel, ovulația este cum era și înainte și nu este afectat ciclul menstrual ca durată, doar ca și cantitate inițial. În cazul perioadei de perimenopauză, când deja există niște stări specifice, se recomandă? Da, pentru că pacientele în perimenopauză pot să mai aibă o singură ovulație și ultimul ovocit cu care să rămână însărcinate și să stea liniștite că au rămas, că au intrat la menopauză sau că au un fibrom și de fapt este sarcină și se prezintă în serviciile de ginecologie când sarcina este deja avansată. Deci se poate utiliza la fel, cum a spus și Diana, la absolut orice vârstă. Exact, am avut și eu chiar cazul unei paciente. Am avut caz, dar n-am povestit cazul. Detalii, 4-6 de ani din Anglia. În Anglia, ca să te programezi la medic, te vede peste 6 luni, a dat telefon că nu i-a mai venit ciclul și că a intrat la menopauză. Eu, inspirată, am zis să fac un test de sarcină, test de sarcină pozitiv, s-a urcat în avion, că acolo au programat-o din nou peste 3 luni ca să se ducă direct la screening-ul de prim trimestru. Când a venit, era sărcinată în 16 săptămâni cu un făt plurimal format. Am făcut amniocenteză și era trisomie 13, incompatibilă cu viața. Spitalul închis, am apelat la colegii de la Elias care ne-au ajutat pentru un avort terapeutic confirmat pe trisomie 13. Deci se întâmplă situații de astea, nu sunt rare, din păcate. Trisomie, am avut 13? Unul, două cazuri pe an. Ce înseamnă? Cum? Trisomie 13? Ați spus, da, un termen pe care nu-l cunoști și poate nici femeile care nu urmăresc. E o patologie genetică care este incompatibilă cu viața. Îi face parte, cum este sindromul Down, care este trisomie 13. Aici este trisomie 13, deci practic un cromozom în plus pe cromozomul 13. Deci e un sindrom genetic, în care fătul este plurimal format, adică are creierul foarte afectat, are un singur ochi sau dacă are globul ocular lipsesc, are orbite, dar lipsesc globul ocular, o singură nară, îngrozitor. Incompatibil. Da.
Aș vrea să le amintesc femeilor care ne urmăresc că orice curiozitate ar avea, ne pot scrie întrebările în comentarii și o să le adresăm doamnelor doctor imediat, în câteva minute. Voiam să vă întreb dacă și în cazul menopauzei, bănuiesc eu că ar fi cam același lucru la început de menopauză, de fapt când încă mai sunt sângerări și sigur femeile se tem că ar mai putea avea o sarcină nedorită. Este recomandat? Exact, deci se poate întâmpla, ele au ovulația odată la 3, 4, 5, 6 luni, astfel încât ele stau liniștite gândindu-se că intră la menopauză și că nu mai au cum să rămână însărcinate și au surpriza de a fi de fapt însărcinate. Am avut și eu un caz asemănător cu al doamnei profesor, pacienta prezentându-se pentru că a intrat la menopauză, se verifice că totul este în regulă și de fapt avea o sarcină de trimestru 2 deja. Exact. Voiam să vă întreb, nu mi este foarte clar. Steriletul acesta, când este în cutie, este plat și da, el devine sferic odată introdus? Da. Deci, perlele de cupru sunt pe acest fir de nitinol și sunt într-un insertor care are un diametru foarte mic, de 3,2 mm. Practic, este cel mai mic diametru de la toate dispozitivele intrauterine care se află pe piață. Și în momentul în care noi introducem acest insertor în cavitatea uterină, când împingem steriletul, el când iese din insertor începe, datorită contactului cu mucoasa uterină și cu corpul uman, că vă spuneam că la 36-37 de grade ia poziția la care este setat din fabrică, imediat ia forma elipsoidală în cavitatea uterină. Nu știu dacă am unul pe aici, dacă aveam unul să vă arăt. Da, dacă vreți vă arăt. Vă rog. Am de când am făcut un training cu rezidenții noștri, deci așa arată, nu știu dacă se vede. Da, se vede. Se vede, da? Deci, practic, noi cu un histerometru măsurăm cavitatea uterină și de aici ne reglăm în centimetri cât ne iese la măsurătoare, cât are lungimea uterul femeii, că e 8 cm, 9 cm, da? Îl inserăm cu tot cu... Pentru că n-am ochelarii și nu văd. Da? Se introduce în uter și în secunda în care am atins ușor fundul uterin, spun ușor pentru că dacă ne înfigem cu el există riscul să perforăm și nu e cazul. Și în afară de asta, în secunda în care am atins fundul uterin, uterul devine contractil, se contractă și pe pacientă o doare. Deci trebuie să ne oprim aproape de fundul uterin, ne retragem un centimetru cu el pentru că avem aceste măsurători pe ghidor, după care împingem cu acest dispozitiv și în momentul în care împingem, dacă se observă în imagine, el își ia forma la care a fost setat din fabrică. Îl vedeți, da? S-a transformat în dispozitivul pe care despre care tot vorbim. Iube Balerin vine pe mai multe mărimi? Este doar o mărime. Acum pe piață i-a iubit midi. Noi când l-am avut în studiu l-am avut pe mini, dar a fost varianta mai mică și ca să se scadă rata de expulzie s-a făcut această variantă midi, care este unanim acceptată și pusă pe piață în toate țările din Europa și din America. În momentul în care îl scoatem din uter, mă scuzați că așa, vă rog, vă rog. Tragem de fir și vedeți, el își, nu-l scoatem întreg, practic, nu avem cum să scoatem acest diametru de 1,5 cm printr-un col care are 2 mm. Îl tragem tot rectiliniu, vedeți, în dreaptă. Și după aia când iese de la nivelul colului, își recapătă forma. Asta apropo de riscul de a se înclava în uter, deci el nu va rămâne blocat în uter ca la cel în T, pentru că își va relua forma rectilinie și va fi foarte ușor de extras. Exact. Este vizibil la ecografie? Cum facem să vedem pe parcursul celor 5 ani, să verificăm că este încă unde trebuie? Foarte ușor vizualizabil la ecografie, se poate vedea ușor și la ecografia transabdominală, pentru că orice metal introdus în corpul uman, la ecograf se vede alb, cum ne place nouă să zicem, și se vede foarte, foarte ușor. Mai ales la o ecografie transvaginală se vede foarte bine
pentru că suntem cu sonda cât mai aproape de uterul pacientei. Așa, dar medicii ar trebui să știe despre acest sterilet, pentru că dacă nu știu că este rotund, o să le se pară foarte ciudat. Așa, da, pentru că așa e, în secțiuni diferite, când răsucești sonda. Eu am și imagini în calculator, cum se vede la ecograf și așa, dar și dacă da. Putem spune acum, se vede dacă... foarte. Ar trebui să facem controle mai dese dacă ne-am pus un sterilet sau continuăm cu controlele? Dacă viața sexuală a femeii nu se schimbă și își pătrează același partener și partenerul este fidel, deci practic riscul de boli cu transmitere sexuală este minim, nu necesită controle repetate față de o pacientă care ar veni normal fără dispozitiv intrauterin. O dată pe an este suficient să și... să vină la examenul ginecologic. În cazul în care prezintă secreție modificată sau dureri pelvi-abdominale, atunci, bineînțeles, că ar trebui să meargă cât mai repede la medic pentru a se infirma o infecție. Avem deja în comentarii interesul femeilor pentru dispozitiv. Doamna Cristina Tincu sau Țincu ne spune că este foarte interesată și că ar dori mai multe detalii. Asta a fost la începutul live-ului. Sperăm, doamna Țincu, că toate informațiile vă sunt de ajutor și că ați primit suficient cât să luați o hotărâre. Doamna Deac Silvia ne întreabă dacă este util și pentru pacientele cu ovar policistic. O să vă rog să repetăm, poate a intrat mai târziu, doamna Silvia. Deci noi va oferi pacientei un tratament pentru ovarele micropolichistice. Ca o scurtă introducere, pentru cele care vin de obicei și spun am chisturi pe ovar. Nu, nu aveți chisturi pe ovar. Ovarele micropolichistice arată un aspect al ovarului cu multipli foliculi. Un folicul este cel care în mod normal crește, se maturează și apoi din care ovulează și ovocitul respectiv va fi fertilizat de către spermatozoid și va apărea sarcina. Aspectul ecografic al acestor paciente este, dacă vă gândiți, nu știu, la un strugure cu multiple bobițe, deci așa arată ovarul cu multipli foliculi. De obicei există o disfuncție ovulatorie și pacientele au menstruații neregulate, chiar poate să le vină menstruația la 2, 3, 6 luni sau mai mult, tocmai datorită acestei lipse a ovulației. Montarea unui sterilet o va ajuta pe ea din punct de vedere al contracepției. Nu îi va trata și nu îi va regla funcția ovariană. Aceasta ar trebui evaluată de către medicul specialist, atât ecografic, cât și prin valorile hormonilor, estradiol, progesteron, LH, FSH, prolactină, testosteron, cât și prin diverse întrebări. De exemplu, pacientele pot avea o acnee mai accentuată, probleme care nu se pot trata doar la cosmetică, sau hirsutism, adică creșterea părului în anumite zone, mai mult în zone precum membrele inferioare sau superioare, sau pe abdomen, la nivelul sânilor, etc. Toate aceste lucruri fac parte din diagnosticul sindromului ovarelor micropolichistice, care trebuie tratat corespunzător. O steriletură poate fi utilizată, dar nu îi va îmbunătăți ei echilibru hormonal. Perfect, ne mai întreabă femeile în comentarii dacă contactul sexual devine mai dureros odată cu inserarea steriletului. Nu, în mod normal nu ar trebui să simtă nicio diferență, nici ea, nici partenerul. În cazul în care ceva este deranjant, acea femeie poate veni la consult la medicul ginecolog, pentru că ori a fost lăsat prea lungi acele fire, sau poate fi un semn că steriletul și-a modificat poziția, apropo de cum ne dăm seama dacă el nu mai este în poziția corectă. Odată cu coborârea acestuia, și firele vor coborî în vagin și pot fi sesizate de către partener și pot provoca un disconfort sau o durere, sau deci o investigație clinică, ginecologică și o ecografie vor fi necesare în acest sens. Femeile foarte tinere ne întreabă dacă se poate pune și la vârsta de 17-18 ani. De la orice vârstă se poate insera. Voiam să vă mai întreb dacă există o procedură înainte și după, nu știu, de exemplu să ne hidratăm mai mult sau există indicații în acest sens? Nu, e ceva de făcut?
este indicat ca dispozitivul intrauterin, oricare ar fi el, să fie montat la sfârșitul perioadei menstruale, pentru că este orificiu cervical deschis și este mai ușor accesibil canalul cervical, dar poate să fie montat absolut oricând pe perioada lunii, deci nu trebuie neapărat la menstruație. Și evident că trebuie să păstrăm regulile de sepsie și antisepsie, adică să dezinfectăm foarte bine vaginul pacientei cu betadină, cu soluție iodată, și să-l inserăm steril, pentru că nu poți să-l iei cu mâna goală, să pui mâna pe insertorul care intră în cavitatea uterină. Deci trebuie să păstrăm aceste reguli de sepsie, antisepsie și atât. În rest, evident, ce am spus anterior, Babeș și Papa Nicolau, secreție, cultură, toate să fie favorabile. Da, și am observat că dacă înainte de procedură le recomand tratamentul antiinflamator pacientelor, ele vor reacționa mult mai bine la această inserție și eventual cu misoprostol, dacă pacienta este nulipară, tânără și cu un col foarte dur, pentru a ajuta puțin colul să se mai destindă. Dar acestea cât durează? Vă rog să repetați, nu cred că s-a auzit. Știam că aceste lucruri le stabilește medicul în urma primului consult, pentru că nu, pacienta nu vine din prima cu sterilețul și spune ok, astăzi vreau să mi se pună un sterilet. Nu, în prima dată are loc o discuție cu pacienta, îi se explică ce trebuie făcut, îi se recoltează analize, se face ecografie, medicul se uită la poziția uterului, la aspectul colului uterin și în funcție de ceea ce observă va recomanda o anumită pregătire sau nu în ceea ce privește cazul pacientei respective. Chiar mi-ați anticipat întrebarea, vreau să vă întreb cam cât durează toată treaba asta. Le spun la paciente că durează mai mult dezbrăcatul și îmbrăcatul decât inseratul sterilitului. Aproximativ rapid. 5-10 secunde, depinde de dacă pacienta nu a avut nașteri naturale și colul este mai dur, eu îl introduc destul de lent pentru ca pacienta să colul respectiv să se poată dilata câte puțin și să nu aibă durere pacienta. Sau riscul de perforație, bineînțeles, este mai mic în momentul în care face și mișcări blânde și lente, dar în total cam 10 secunde, să spunem, durează. Și bănuiesc că se face o programare, adică la prima consultație se hotărăște împreună cu medicul și bănuiesc că nu se montează chiar atunci, nu probabil după o programare. Datele de la ce recoltezi la examenul ginecologic când stabilești exact metoda contraceptivă pe care îi o recomanzi, pentru că dacă îi recoltezi un Babeș și Papa Nicolau, secreție și cultură, durează până vine rezultatul. Așa este, așa este. Avem rezultatele, le evaluăm și programezi cel mai bine cu pacienta pe sfârșit de menstruație sau imediat cum se sfârșește menstruația, să vină cu dispozitivul pentru inserție. Bun. Oxana Molnic ne întreabă dacă sportul poate modifica poziția lui. Nu. Nu sunt contraindicații în a efectua sport sau sală sau not sau nu. Foarte bine. O să vă rog pe final să le faceți o recomandare femeilor care ne urmăresc. Aș vrea să le recomand cu încredere acest IUB Ballerin, pentru că exact cum am spus în cadrul acestui live, are acel fir de nitinol care îi conferă forma elipsoidală pe care sunt perlele de cupru. Se adaptează foarte bine în cavitatea uterină și nu irită pereții, nu există riscul ca brațele să penetreze în grosimea uterului, cum este la celelalte dispozitive, pentru că sunt un pic mai mari la brațe decât este lățimea obișnuită medie a unui uter. Și este o contracepție sigură, de lungă durată și reversibilă, adică în secunda în care se hotărăsc să devină mame și să conceapă un bebeluș, este foarte simplu, se prezintă la ginecolog, dacă inserția durează 10 secunde, extracția durează 2 secunde, că practic apuci de fir și tragi ușor cu o pensă. Nu este dureroasă extragerea steriletului. Pentru fertilitatea că se instalează imediat sau la câteva zile, săptămâni după ce l-am scos? Fertilitatea își reia cursul ei normal, adică în secunda în care tu l-ai scos, cavitatea devine goală, probabil cu următoarea menstruație, ca să avem un endometru care nu este sub influența ionilor de cupru și nu este inflamator. E chiar indicat să lași pacienta după ce extragi steriletul să aibă o menstruație normală, după care să încerce concepția naturală. Ca endometru să se refacă, să fie un endometru natural și cu o bună calitate pentru a nida sarcina.
Mulțumesc tare mult. Doamna Mihai? Da, foarte bine a punctat, doamnă profesor, Mehedințu. Un interes major îl am în ceea ce privește infertilitatea și pacientele multe nu vor să-și pună un sterilet deoarece au concepția greșită că dacă vor pune un sterilet nu vor mai putea rămâne însărcinate. Nu este acest caz, din contră, o sarcină nedorită sau și un chiuretaj sau o infecție pot modifica fertilitatea și atunci ar trebui să găsească metoda contraceptivă potrivită lor ca să își atingă potențialul fertil în momentul în care își vor dori. Și de asemenea vreau să subliniez necesitatea efectuării analizelor ginecologice anual și a ecografiei și pot spune că eu recomand cu încredere acest sterilet tuturor pacientelor, indiferent de vârstă, și cu rezultate foarte bune. Chiar am fost surprinsă să văd lipsa complicațiilor sau lipsa manifestărilor neplăcute pe care le-au avut pacientele după inserția acestui tip de dispozitiv. Așa că vă invit să-l încercați și dumneavoastră. Doamnelor, este foarte important să vă consultați cu medicul vostru ginecolog. Dacă totuși mai sunt întrebări la care nu am răspuns, poate n-ați avut curajul sau inspirația să le scrieți acum în comentarii, dar poate, vă rog. Singur lucru, steriletul este pe piața din România de puțină vreme, dar noi avem experiență de mai mulți ani cu el. Cum vă spuneam dumneavoastră înainte să intrăm în live, am avut ocazia să participăm ca site cu Spitalul Clinic Nicolae Malaxa la studiul care a contribuit la punerea pe piață acestui dispozitiv, colaborând cu firma Ocon care l-a conceput. Și atunci am avut în programul nostru 113 paciente doar la noi la site care au beneficiat de contracepție cu acest tip de dispozitiv. Dintre acestea, două părți erau pe balerin și o parte pe steriletul normal în T, cel cu cupru, deci le-am studiat și comparativ. Și vreau să vă spun că am avut paciente care l-au ținut chiar mai mult de 5 ani și la care s-a comportat exemplar dispozitivul intrauterin. Nu am avut rate de sarcini, expulzii pe cel mini pe care l-am studiat noi au mai fost, dar pe acesta midi nu. De unde putem să-l cumpărăm? Pentru că lansarea fiind astăzi, probabil multe femei se gândesc că ok, abia este lansat, nu știm exact ce se va întâmpla. Și eu îl utilizez de aproximativ 2 ani. Nu am avut un număr atât de mare de paciente ca doamna profesor, bineînțeles, dar câteva zeci de paciente am avut de orice vârstă, care au avut nașteri, care nu au avut și toate au fost foarte mulțumite în această perioadă. De unde îl putem cumpăra? Se găsește în farmacie sau vorbim cu medicul nostru și ajunge la noi prin medic? După ce medicul recomandă acest tip de sterilet, există un site unde pacientele pot comanda steriletul. Să știți că eu am scris pe Google a iubi balerin și primul link care mi s-a deschis a fost Emagu, unde avea și reducere de preț. Și am zis că se găsește inclusiv la Emag. În general, noi colaborăm cu cei de la Dux pentru că ei au o variantă premium, cum spun ei, în sensul că dacă pacienta achiziționează prin ei dispozitivul intrauterin, dacă, Doamne ferește, îți scapă dispozitivul din mână la inserție, că mai există situații de genul acesta, să îl scapi pe jos, ce faci? Rămâi fără sterilet, pui pacienta să cumpere altul, ei ne oferă altul la schimb. Sau dacă migrează sau îl expulzează după prima lună, la fel îi oferă gratuit pacientei un al doilea sterilet. Deci este mult mai bine pentru paciente să apeleze la medic și medicul să o pună în legătură, pentru că este practic la același preț. Nu este mai scump dacă îl luăm prin firmă față de Mag, unde erau și reducerile de rigoare. Așadar, deci, puteți găsi toate informațiile de această variantă premium oferită de Dux. Exact, exact. Informațiile astea, dar și altele poate pe care nu ați reușit să le aflați astăzi, le puteți găsi pe site-ul www.iubbalerin.ro. www.iubbalerin.ro. Îl aveți și în comentarii, l-am pus ca să îl accesați mai repede, îl punem și pe ecran și găsiți acolo toate informațiile. Doamnelor, eu vă mulțumesc tare mult pentru informații. Foarte, foarte multe și de mare ajutor. Mulțumim și noi pentru invitație.
Ne luăm la revedere, însă vă rog să nu ieșiți din live pentru că o să ruleze un filmuleț cu o pacientă, cu o femeie care și-a pus steriletul. O să ne povestească cum a fost la început și cum este acum după. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. La revedere, dar nu plecați. Uitați-vă la filmuleț. Zi bună! Mulțumim și eu, zi bună! Hi, I'm Andrea, I'm 25 years old and I have the IUB Bellarine for 3 years now. Before I used the IUB Bellarine, I had the pill as a contraception, but after 2.5 years, I wanted something else. My doctor told me then about the IUB Bellarine and showed me the method and how the shape looks, and that was the point where I said, okay, I want to try it. The insertion was not that bad as I thought. It just lasted a few minutes and the pain was okay, which also was just a few seconds. And afterwards, I had no pain. I just felt a bit strange because you know you have something in the body, but it was fine. A few days after the insertion, I just had a few bleedings, but no bigger pain. And it felt more like I would have my normal period. So it was okay for me. And one friend also has it now. I would always recommend it, and after the 5 years, I will definitely do it again.